Macariul de astăzi asistă doamna Tatiana Grâneț, director adjunct, Direcția Generală Învățământ, Tineret și Sport, Ialoveni. Primarul Comunei Rezieni, domnul Ion Lucian. Părinți, bunei, elevi. E iarăși toamnă în calendar și din nou începe un an școlar. Astăzi, toate instituțiile de învățământ din țara noastră sunt onorate să sărbătorească un eveniment deosebit pentru cei care trec pe băncile școlii 1 septembrie. Dar cu ce începem acest an școlar? În primul rând, cu săl de clasă pregătite. Grație sprijinului și ajutorului părinților, personalului tehnic condus de directorul adjunct pe gospodărie Cerbușcă Ion, dirijinților elevilor. În al doilea rând, cu o promovabilitate de 100%, cu 13 clase primare, 21 clase gimnaziale, 6 clase liceale, în total 40 de clase. Și ce e important, toți vor învăța într-un schimb. Și pe parcursul verii, dragi elevi, elevii noștri au înregistrat succese. Așa că elevul clasei a 12-a real, Mașaie Iulian, i-a venit diploma de deținător A, diplome acordate de Asociația Internațională Canguru pentru primul loc în Republică. Elevul clasei a 7-a Bibul Andrean, participând la concursul Republican de Desene Republica Moldova și Integrarea Europeană, a primit diplomă de merit. Elevul clasei a 10-a real, Iovu Tudor, a ocupat locul întâi în cadrul concursului raional Mister Ialoveni. Felicitări! Eleva Ali Corina, clasa 4-a C, participând la sărbătoarea cântecului popular de tinere talente, Mândră floare de pe botna, a obținut trofeul și diplomă de merit. Din clasa 9, astăzi în clasa 10, e vorba de Harabagiu Marin, Botnari Andrei și Chianu Pavel, au participat la concursul internațional Ce-ți doresc eu ție, Dulce Românie, devenind înmigători și care au participat la o tabără de odihnă din România. 1 septembrie, ziua în care suntem chemați să ne revizuim speranța în ziua de mâine, rezerve de optimism și încredere în forțele binelui, în frumosul din lumea ce ne înconjoară. Este ziua când devenim cu toții mai înțelepți, mai înțelegători, mai încrezători în forțele de regenerare ale omului. Pentru fiecare din noi, 1 septembrie semnifică tradițional un nou început de drum, o nouă treaptă spre cele mai incontestabile valori umane, adevăr, omenie, frumos, demnitate, cum se cădine, bine, sacru, pe care le regăsim de fiecare dată în templul cunoașterii, spre care în această zi curg râulețe de flori și de bună dispoziție, animate de clinchetul zglobiu de clopoțel. Lumina te cânta, raiule veni din stele, orice stimați oaspeți, părinți, onorat asistență. Într-adevăr, parcă pe neprins de veste, în aceiași componenți care sunteți astăzi, cu 3 luni în urmă am plecat în vacanța mare și iată timpul
parcă nici n-am observat că ne-am întors din nou în băncile școlii, că ne-am întors cu dispoziție, cu dispoziție de sărbători, trei sărbători, sărbătoarea independenței, a limbii, sărbătoarea cunoștințelor și am venit cu niște gânduri că începând anul nou școlar, pe parcursul acestui an, să facem ceva, să luăm acele cunoștințe care la fiecare dintre noi le trebuiesc în viață. Colectivul de elevi s-a mai mărit puțin, cu micuții care pentru prima dată pășesc pragul școlii, care au venit împreună cu părinții aici. Colectivul profesoral s-a mărit cu doi tineri specialiști, care dumneavoastră, evideți, au venit și ei cu niște gânduri, ca pe parcursul activității sale să dea cunoștințele respective. Pentru elevii claselor a 12-a, puțin o leacă tristă această sărbătoare, fiindcă ei se gândesc că, uite, un an mai rămas și ne luăm rămas bun de la așa colectiv frumos, de la așa copii frumoși, prieteni, dar asta e viața. Ce să-i facem? Deci viața voastră de elev, de copil, trebuie să o petreceți în așa fel ca ea să fie interesantă, fiindcă ea niciodată nu se mai întoarce înapoi, să luați acele cunoștințe care vor trebui în viață. Repede mai trece timpul, clasa întâi era mai ieri. Astăzi am trecut pe drumul hotărător și plin de încercări. 11 ani au trecut ca vântul, am crescut, am învățat, bun prieten ne-a fost cuvântul și cei mai dragi profesori ne-au îndrumat. Ori, atât în copilărie cât și acum, auzim părinții și bunicii rugându-se pentru noi. Încă se mai roagă, toate că ne-au oferit tot ce a fost mai bun și nici nu avem destule cuvinte să le mulțumim. Ne-ați oferit o casă caldă și plină de iubire. Dragostea voastră ne luminează și acum inimile și ne dă puteri să înfruntăm încrezători toate obstacolele vieții. Mereu ați fost îngerii noștri păzitori de pe pământ și tot voi ne-ați dat aripi să zburăm. Iar acum, când suntem deja sus, e rândul nostru să vă ocrotim și să vă mulțumim pentru tot, pentru dragostea voastră nemărginită. Parcă mai ieri mi-am adus fetița în clasa întâi la primul sunet și iată astăzi am adus-o la primul sunet în ultimul an de liceu. Din partea părinților claselor a 12-a, felicit toți elevii și în particular absolvenții elevii claselor a 12-a cu începutul noului an de studiu 2010-2011. Le doresc multă sănătate, mult succes și multă sârguință. Astăzi ați venit pentru întâia oară la școală. Ați pășit pragul școlii. Ați pășit pragul școlii cu pași domoni, gândindu-vă doar la primele abecedare primite. Încet veți deschide frumoasele și tainele pagini abecedarului și veți înțelege că trecutul și viitorul e în sufletul vostru. Deci, această cheiță este cheița care vă conduce spre o nouă lume, a Universului, a frumosului, a plăcutului și mult succes în continuare! A venit în țară toamna și vacanța s-a sfârșit. Bucuroși ca întotdeauna, noi spre școală am pornit. Bine ați venit, voi școlării, în sunet lin de clopoței, iar noi, elevi mai mărișori, v-am așteptat nerăbdători. Pe poarta școlii să intrați, pe față zâmbet să purtați, căci vă întâlniți încă din prag cu minunat abecedar. Vacanța de vară s-a dus, s-a tot dus și două de școală pe toți ne-a ajuns. O gradă răsună din glas zglobi și iar în școală vin clasele întâi. Bun găsit, iubită școală, azi vacanța s-a sfârșit. Ne-ntoarcem iar la tine, scumpă școală, bun găsit! Din nou sună un mic clopoțel, pe toți ne adună alături de el. Bună dimineața, clop,
clopoțel, astăzi ai sunat și pentru mine. M-a așteptat în clasă cel de-a întâia piel, iar eu răspund prezent cum se cuvine. Sâmbet nou îmi luminează fața, școala ca-n poveste, bună dimineața! Dumneavoastră, doamne învățătoare, tuturor din suflet, bună dimineața! Bună dimineața, dragă vecetar! Bună dimineața, viață de școlar! La revedere, vară! Septembrie, salut! Noi mici am fost până astăzi, dar iată am crescut. Ne cheamă clopoțelul și noi venim cu drag. Întâia oară astăzi pășim al școlii prag.